Bună ziua, sunt Sorina Obreșa și vă prezint o nouă ediție specială a știrilor Pro TV. Un mort, 10 de răniți și sute de arestări, acesta este bilanțul tragic al evenimentelor de ieri din centrul capitalei. Violențele au continuat până după miezul nopții, când au intervenit forțele speciale. Mai multe informații are colega noastră, Natalia Cheptene. Natalia, bună dimineața! Bună dimineața, Sorina, bună dimineața tuturor. Medicii de la Spitalul de Urgență ne-au comunicat că în această noapte, la orele 3, a fost la ei, la spital, a fost adus cadavrul unui bărbat cu o rană gravă în regiunea capului. Deocamdată, medicii spun că nu știu cine a adus cadavrul și de unde a fost găsit acesta. Acum, medicii legiști încearcă să stabilească cauzele morții. În același timp, poliția a declarat că în urma protestelor au fost reținute 193 de persoane, printre care 8 minori. O parte dintre aceștia se vor alege cu dosare administrative, însă pe numele altora vor fi intentate dosare penale pentru tâlhărie și jaf. Mai mulți manifestanți se adună din nou în această dimineață în centrul capitalei. Suntem din nou în legătură cu colega noastră Natalia Cheptene, care se află acum acolo. Natalia, te ascultăm.
Încă o dată bună ziua tuturor. În aceste momente, aici în fața clădirii președinției și a Parlamentului încep să se adune oameni, dar nu par a fi tinerii de ieri, protestatarii, ci pur și simplu niște curioși care au venit să vadă ce se mai întâmplă aici, au venit să vadă cum muncitorii, mai mulți muncitori, de fapt zeci de muncitori și mașini speciale încearcă să adune toată mizeria rămasă în urma descinderei protestatarilor de ieri. Am văzut mormane de documente, mobilier ars, care acum muncitorii încearcă să adune. În același timp, dacă vedeți în spatele meu, clădirea Parlamentului nu este păzită de forțele de ordine. În schimb, clădirea președinției în fața mea este înconjurată de aproximativ peste 100 de polițiști înarmați cu scuturi. Aceeași situație este în fața clădirii guvernului, unde am fost acum un sfert de oră. La fel sunt peste 100 de polițiști înarmați cu scuturi. Acum cineva din trecători mi-a zis că în lângă aripa dreaptă a clădirii Parlamentului a venit un grup de oameni, aproximativ 50 la număr, cu panglici albe legate la mână, care au început să îmbruncească trecătorii și curioșii adunați aici și le-au declarat că dacă ieri a fost ziua voastră, astăzi este ziua noastră. Deocamdată nu pot să vă spun mai multe informații pentru că, din câte se pare, grupul a dispărut. De unde au venit și unde au pornit, sincer, nu știu încă. Sorina? Natalia, îți mulțumim. Arestări și la Bălți, peste 20 de persoane au fost reținute aseară în timp ce protestau în piața Vasile Alexandrei din oraș. Jos comuniștii! Jos comuniștii! Jos comuniștii! Deocamdată nu se știe cine a organizat protestul din Bălți, dar printre participanți au fost văzuți profesori universitari și membri ai Partidului Liberal. Inițial, cei peste 2000 de manifestanți au încercat să protesteze în fața primăriei din Bălți, însă au fost dispersați de către scutieri și au mărșăluit pe străzi timp de aproape o oră. Reținerile au avut loc atunci când aceștia au încercat să protesteze în piața Vasile Alexandrii. Comisarul din Bălți a declarat că manifestanții vor fi trași la răspundere pentru dezordine în masă și acțiuni ilegale.